La începutul lunii septembrie, pe mai multe surse a apărut știrea despre dispariția unei minore de 13 ani. Povestiți-ne, vă rog, cum anume a dispărut fiica dumneavoastră? Da, cum a dispărut? Mi-a spus duminică că îți duci la o prietenă și i-am spus, bine, dacă te duci, du-te, dar seara la 8 și alt târziu 9 sunt și acasă. Treci de ora 9, sun, nu răspunde. Și tot sunător, telefonul închis, unul s-a dus în altă și pe urmă am aflat. E venit mai la Scoreni, nu știu unde, la Strășeni. Foarte departe. Cum acolo la o prietenă a ajuns. Am aflat că dumneavoastră îi creșteți singur pe cei patru copii. Da, da. În 2008 soțul meu a decedat în un accident rutier grav și am rămas singur cu dânsii patru. Dumneavoastră le țineți strâns? Da, pe cum? Îmi țin din scurt, din strâns. De atât mă strâng și când îmi dau ochii mei și la telefon să mă spun. După ce decedat soțul, vreau să ne iei copii, cum să ne iasă și greu cu patru copii. Nu vă dau niciun copil. Cât de greu ne-i ieșit, dar nici unul nu vă dau. Eu puteți sunt grămadă, nu vreau să îi împrăște. Astăzi nu toți copiii locuiesc cu dumneavoastră. Da, că eu vă spun nici că o să trăiești, asta a doilea fiic, trăiești la o comnată de-a mea. Dar spuneți-mi, vă rog, acum și Mezina locuiește acolo, cu mătușa. Da, dar e iar frică de mine, când au fost patru zile și de atâta, eu stroghi cu dânsile și de atâta. Și ce puteți să-i faceți? Trebuie să-i dau vădul, chiță, o curăși, să-i tai, din multe lucruri să-i tai. După cum a spus dumneavoastră că e frică să vii acasă, înseamnă că eu mă închipu și lichidii dați. Și tată și mamă și la lucru să te duci acasă, să aduci tăcerea. Asta e, Doamne ferește, pe suflet tău. Înțelegeți, nu-i copil, e că eu tot am trei copilași, dar la mine copiii nu pleacă de acasă, nu știu din ce cauză. Dar el, spuneți, vă rog, că a găsit copilul ăsta, o cătat, s-a implicat poliția, s-a implicat voluntari. Întrebați-l, s-a implicat, el să caute copilul ăsta. Tu măcar vinești de și la noi. Tu ești nevoit să vezi nepoții, să vezi cum trăiesc. E scârba ta, n-am venit, nepoții, într-adevăr. Ce scârba mea? Și eu am murit, sau soarta a murit. Știi ce îmi spune bărbatul? Că m-am săturat dintre ținut două familii. El are drept. El, nu trebuie să-mi fii copiii mei la tine, dar să-i trimiți acasă. Panci, din primăvară lucra două săptămâni. Și vara și doar cu mine și știi bani fac eu și câți bani am eu? Înțelegem că fata nu a dispărut, ea a fugit de acasă. Dar să vă spun din ce cauza înseamnă că a fugit. Înainte de asta, au făcut tot niște bezaconii, nu a ascultat. Și eu m-am spărat până să șansă că dacă n-ai să mai ascult, să-ți dau la casa de copii. Și el s-a spărit și de atât și-a fugit. Tu-ai bătut așa de tare, că și-a pierdut cunoștința. Nu s-a mai pierdut cunoștința. Ai bătut înainte să mă îndeasă. Am bătut-o când a fost 3 zile acasă. Am bătut-o. Mă întreb de ce nu v-ați recăsătorit. S-a recăsătorit, doamna Natalia. S-a recăsătorit. Cu o fetiță de 17 ani, așteptat-o să împlinească majoratul și s-a recăsătorit. Că cum? Și m-am divorțat. Da, ei s-au părut șagă cu 4 copii așa de ușor. O dat de greu și s-a dus. Dar mai am un copil cu dânsă. De ce refuzi să trăiești acasă cu tatăl tău? Nu mai vreau să stau acasă pentru că tata e violent cu noi. Vorbește cu cuvinte urâte, în fiecare zi e ceartă în casă, ne bate. Dar zi-mi, te rog, tatăl vostru bea? Pot să nu servească o lună, cam așa, dar când scapă în băutură, atunci e foarte grav. Bună reclamă, îi faci lui tatăl. Stăvâlești tatăl și îl strângi sub gardură, așa? Da, ce nu ți-a strâns niciodată sub gardură când eram mici. Povestește-ne, te rog, cum a reacționat tatăl tău când s-a aflat că sora ta mai mică a dispărut? Eu am vorbit ultima dată cu ea. După asta am încercat să o sun în ziua aceea de mai multe ori, dar spre seară ea s-a deconectat telefonul. A doua zi la școală am văzut că nu a venit și am vorbit cu profesoara ei, poate n-a mai venit o fată, că poate a rămas la colega aceea. Dar știai că ea nu a noptat acasă? Da, da, știam de ce asta. Știam pentru că eu în ziua aceea am plecat acasă duminica, că era ziua fratele meu, și eu spre seară am plecat înapoi la mătușa mea, că eu a doua zi eram la școală. Așa, și ai și plecat târziu? Da, eram cam pe la 7 am plecat. Așa, și după asta te-ai sunat cu tata sau nu, cine ți-a spus nu, că e mare fratele venit meu, acasă? Fratele meu, am vorbit cu el și mi-a spus că Mădăra nu este acasă. Dar și cu tata de ce nu te-ai sunat? Cu tata nu prea vorbesc. Aveți o relație de mai mult timp, o relație stricată? Da. De când? De vreo câteva săptămâni. Când el ne-a bătut atunci foarte tare. Și noi le-am reclamat la poliție. M-am înțeles. Și totuși, știi cumva cum a reacționat tata la dispariția sororii tale? Tata nici măcar n-a încercat să o caute. Am plecat eu cu fratele meu și să o căutăm pe la prietenii ei.
Și atunci când ne-am strâns un grup de persoane ca să căutăm pe Mătăna, tata nu s-a implicat. El a stat acasă fără grijă. Și unde știi că nu își făcea grijă? Pentru că știu că s-a făcut, el tot era să implice să căutăm pe sora mea. Dar ce spunea? Da, el stătea acasă și nu făcea nimic. Dar încercați să-l întreb, tată, hai împreună, nu știu, să treci peste supărarea ta, pentru că totuși e un eveniment cumva ieșit din comun, da? Și atunci toată lumea deja își iartă toate păcatele și se mobilizează, se unește, nu? Totuși era distrusă sora ta. Nu, tata, n-am încercat să vorbesc cu el. Nici atunci? Că, nu, pentru că nu vreau să vorbesc. Domnule Mihail, dar ce ați putea dumneavoastră să spuneți? Iată, fata zice că nu v-ați implicat cumva în căutări. Eu i-am sunat. Ei știe cum să-mi eu și mă văz. Tu și născușești la tine. Eu nu născușesc la mine. Dar și faci tu, Dară. Credeți că tot ce povestește ea... Deși când vă trăbiește un glas ca niște mâți blândi și vă lingoșesc lângă mine, tată, trebuie mii de lei. Dar tată, tu și bancă de economii sau și... Nu mă lingoșesc niciodată lângă mă tare. Hai! Telefonul și să le-ai luat închide zgura. Tată, îmi trebuie urgent. Responsabil. 3.000 de lei. Ce faci, termină, fa, măcar așa? Mă enerva. Știu tăcele și nu-mi spun tu nici povești. Ei, domnul Mihail, dacă așa vorbiți tot timpul cu fata dumneavoastră... Așa și acasă. Acasă-i mai ceva. Mai ceva. Dar și nu-i corect. Când vă trebuie bani, gata, și de asta stăți plâng, tată. Cum tată vă dă bani, îți păresc eu? Parcă sunt ies să ne vedem cam. Caută-mi. Pentru că ești obligat să te întreți. Mihail, noi vreau să vă spun că noi dispunem de înregistrările unor discuții dintre dumneavoastră și cele două fiice mai mici. Vă privind deodată că va fi o încercare pentru noi toți, așa că încă o dată apelez la calm. Haideți să le ascultăm. Legea nu e numai pentru voi, dar și pentru părinții cei care au rămas singuri. Eu tata am aflat și mi-o sunat la mens. Scorca și ei de mătuși, acolo duși. Hrăneați, stâmbrașe și tot așa mai departe. Bă, dar s-o duși cu mine, eu rămas cu mine, pici mă tării mersă și pici mă jos. Scate nu sunteți voi, vă ușit de tă, vă rung să dăm voi. Știu măcar pentru că stau mușcării, dar nu cu asta, vine mă e în la lucru. Tati, mulțumesc. Noi tot îți mulțumim, Pnechi, nu e tot tati. Domnule Mihail, eu aveam o întrebare când am ascultat prima oară aceste înregistrări. Chiar mă gândeam, ce trebuia să se întâmple ca să vorbiți în halul ăsta cu copiii dumneavoastră? Deci este clar după voce că nu ați fost treaz. De atât și oleac m-am servit și m-am înervat. Nu erați treaz, da. Eram oleac servit, da. Oleac servit. Da. Cantă-i de-a una. Da, cantă-i de-a una. Domnule Mihail, credeți-mă, eu din ceea ce am auzit eu, mie mi-aș fi fost frică, om matur, să stau lângă dumneavoastră în starea în care îmi imaginez că o aveați. Le-ați și plesnit atunci? Nu. Nu? E îndrăznit. Octavian m-a apărat. Apa îndrăznit, dar la nervi. Dar de ce nu șez acasă? De ce nu stau, matal, trebuie să pui întrebarea asta. De ce nu stau copiii niciodată de la bine nu fug? Dacă era să fie bine acasă, noi nu era să ne ducem din lângă matale. Tot fac tu acolo... Tu șezi acasă, ca lucru și intri în varta am pe drum, chedeata nici nu intri, nu-i dau voie să vă duci. Și îmi pe drum și vă scriți pe telefon. Zic, și-mi scrii, faci și sună. Zic, de-l fa pași, copiii mei lucrează. Dar tu dacă n-ai lucru, tu șezi neai cu mătași. Nu se trag copiii mei la cap, copiii mei lucrează.
Iată de ce mă enervez. Cât și-ai sună și vă scris mesajul. Și nu știați acasă că ați treabă. Adică eu n-am voie să vorbesc cu nimeni sau cu numai acasă sau ca într-o închisoare? Domnule Mihai. Că așa și este. Așa nu se vorbește. Scrie mesaj cât și-ai. Cât și-ai. De dimineață noaptea în capă sună. Îți fac copilul meu azi duminică. Vreau să codinească. Și eu sun la ora șef. Nu-i prinț omul. Tu fă și ai făcut, dar nu suna copilul meu și zic asta, nu. Eu, din aceste discuții, reiese că fiicele dumneavoastră v-au denunțat la poliție. Care ar fi fost motivul? Eu, pentru dânsul, ca și că tot normal să nu-i strigi somn și tot așa mai departe, și tot eu rămân jinovat și așa mai departe. Deci ați fost denunțat la poliție de copiii dumneavoastră. Da, de copiii mei. Vă dați seama unde au ajuns. Da, dacă ne-a trebuit ceva, tot la poliție. Ați avut o prescripție? Viața lor, ei la viitorul lor nu s-au gândit. Când o să ajung viitora să-l trebuiască casă, să-l trebuiască nunt, ce, la asta nu s-o gândit. Când o să-l trebuiască tot la poliță să-i trebuie, duci să facă casă, să facă nuntă, bani să-ți dai, la viitor nu te-ai gândit, stai leac. Eu îl dau tata la poliță, dar eu stai cu viitorul meu, viața mea e înainte. Mie să-l trebuiască casă, să-l trebuiască ce, să-l trebuiască. Asta viața mea înainte, mai departe cu bătăi și jurături? Asta e viața ta, după cum îmi faci așa, așa să-i facă. Mă tați pe cum o faci așa v-am făcut, că noi nu ceva te-a dat la poliție. Eu viața mea ne-am trăit-o, indiferent, eu viața mea ne-am trăit-o. A fost o singură dată? Greu, cum a fost, n-are importanță. De câte ori ați chemat poliție? De vreo 3 ori ne-am dat tata la poliție. Nu e atunci prima dată, dar mătușile mele le-am mai dat o dată. Tu nu trebuie să gândești la mine, tu la tine trebuie să gândești. De ce atunci ați chemat poliție? Ați înțeles că nu se potolește? Și asta a fost când noi eram puțin mai mici. Era iară, noi stăteam în frig și tot atunci era puțin servit și a început să lovească noi. Și noi atunci am chemat cineva din neamuri să ne ajute. Și atunci a venit și a sunat poliția și a luat. L-au luat la poliție? Da, sau l-au luat la poliție și după câteva ore a venit înapoi acasă. Eu vreau să vă spun încă ceva. Fiica dumneavoastră a filmat urmele de lovituri pe care le-ați fi aplicat chiar cu 2 săptămâni înainte ca fata cea mică să fugă de acasă. Haideți să le vedem împreună. Fără să ne râde și fără să filmeze. Ia uitați. Dar cu ce au fost aplicate? Domnule Mihail, cu ce au fost aplicate? Cu scuturătoare. Chiar așa, cu scuturătoare le bateți? Dacă nu au fost 3 nopți acasă și... Nu, mă tale mărie, că nu au fost 3 nopți acasă. Ea n-a fost o zi. Și ea m-a rugat să doarmă în noaptea ce la fata ce și a venit a doua zi acasă. Eu am greșit și eu cu dânsa, dar ei nu fost... Dar, Matale, ei permis, ei permis tăi la fata ce să doarmă. Da, dar ei am dat voie, nu m-au auzit, dar nu 3. Și ea a venit a doua zi acasă. Una și 3, diferență mare. Matale, tu erai tare de bretat și nu ți-ai minte când a venit acasă. Da, cum? Nu ți-mi minte, eram bat. Ea a doua zi a venit acasă. Contra mea că eu eram bat, mă. Când mai... Nu, da, cum? Voi spuneți drept permanent. Domnul Mihai, da, vă ascult. Acasă, în ogradă, sunteți rege. Aici mai controlați-vă emoțiile, câtă ce spuneți. Eu și la mine și acasă creează o impresie groaznică. Cei ce vedem noi acum pe ecrane, s-a fost dumneavoastră nu în Moldova, dar în altă parte, nu mai ieșați de la poliție ani întregi. Nu peste câteva ore ca copiii să fugă de acasă. Și eu acum, să vă spun sincer, m-am deziluzionat total. Tot ce ați spus și ați desenat inițial că sunteți așa o persoană de fenomenală, un erou adevărat, noi vă admiram. Acum s-a anulat total. Eu sunt șocată, eu nici nu pot să-mi aleg cuvinte să vă spun ce trăiesc urmărind aceste imagini. Dar zi-mi, te rog, voi imaginile este doar la noi le-ați adus? Sau poliția le-a văzut? Poliția, poliția. Asistenta socială? Da. Pentru că este culmea, noi am vorbit cu asistenta socială care a zis că niciodată nu au fost plângeri. Asistenta socială, ea de câte ori vine la voi acasă să vă verifice? Voi sunteți 4 copii, orfani de mamă. Vine des la noi acasă, dar... Și voi îi spuneați vreodată acestei... Nu, noi spuneam tot aceasta. De ce? Tatăl nu permitea să spunem cuiva și noi de fiecare dată ne prefăceam că e tot roz la noi. Și cu tot frumos. Dar aceste imagini la poliție au ajuns? Da, aceasta a fost abătută pe Madalina. După asta a doua zi tata iarăși s-a îmbătat și m-a lovit pe mine cu pumnul în chept și atunci am chemat poliția și am arătat ce înregistrările acestea. Ce s-a întâmplat după? După asta tata i-a aplicat o amendă și i-a făcut ordine de restricție, nu se mai apropie de casă. Domnule Mihail, dumneavoastră, nu știu, sunteți bun de dat bani pentru amenzi sau... Eu nu înțeleg cum vă permiteți așa. Asta nu este o educație. Domnule Mihail, asta nu este Eu tot înțeleg că nu e educație, dar... Eu tot la tatăm cadușgan, dar n-am murit.
Credeți-mă că acum nu este de mirare să aflu că fata dumneavoastră a fugit peste o zi de acasă. Nu pare rău că am mâncat la tata. Și dacă ai mâncat ciganii de la bunielul, dar măcar dormeai în cald iarna. Dar noi, în tot ierile, stăteam în frig, stăteam și mâncam o dată la 3 zile, ne ducem la țaca ca să mâncăm. Dar Matalia a avut o alimentație corectă. Dar iar, noi... Nu trebuie bani ca să iau alt lemn și nu... N-aveai bani? În fiecare an ai avut bani. Timp de 12 ani când a murit mama, a stat numai în frig. Hai, fa, nu născoși și fac. Nu mai născoși. Sfătuit a stat contra al tatu și zis, închideți gura. Deci nu închid gura. Să închid gura. Domnule Mihail, noi am invitat-o aici nu să stea cu gura închisă, dar să ne vorbească. Da, dar îți grea și e și drept, dar nu sunt putem misiuni și așa în alăștură. Păi, nu ți-ai minte, pentru că Matalia Iarna pe ești era cald. Nu ți-mi minte. Voi ține-ți minte cele. Ține minte, pentru că noi am suportat atât chinurile astea, nu Matalia. Nu eu. Tu știi că surătare de gând să fugă de acasă? Nu. Nu ți-a spus. Dar voi cât de apropiate sunteți? Noi suntem apropiate, dar eu vorbeam mai rar, că eu mai mult pe telefon, pentru că stăteam la bătușane. Deci nu foarte apropiate atunci. Nu chiar. Nu, eu când eram acasă. Nu chiar despre toate. Da, eu când eram acasă vorbeam mai deschis cu ea, dar... Unde a fost găsită sora ta? A fost găsită în alt sat, la Strășei. Unde? La un băiat acasă, de 22 de ani. Este prietenul ei? Da, așa am înțeles. Și acolo a stat 4 zile? Da. Ea mi-a spus că acolo îi simțea mai bine decât acasă. Tu știai că are un prieten atât de mare? Nu. Dar cineva știa? Sora, fratele? Nu, nu știa. Octavian, fratele meu, odată s-a uitat la ea în telefon și a văzut că vorbește cu băieți și a interzis lucrul acesta, dar noi nu știam așa care. Zi-mi, te rog, tu nu crezi că este o problemă? Nu-ți faci griji pentru sora ta mai mică? Îmi fac griji. De ce? Am luat-o la țacă la mine. Pentru că ea, dacă era să plece acasă, era să mai fugătat și noi nu era să mai găsim. Pentru că ea mi-a spus asta. Că atunci când am sunat, ea s-a deconectat telefonul și am sunat-o să întreb unde este și mi-a spus că nu-mi spune, că eu nu vreau să o duc acasă. Și i-am spus să-mi spună, pentru că eu nu duc acasă la tata, dar eu cu mine la mătușa mea. Și mi-a spus unde este, a spus să vin numai eu, nimeni altcineva să nu vii după ea. Este foarte îngrijorător, pentru că eu îmi dau seama că sora ta s-a apucat să facă prostii de frică. Doar să nu vină acasă, domnule Mihail, trebuie să aveți mare grijă. Tot ce faceți, dumneavoastră credeți că o educați, dar faceți exact inversul. Am luat urmările sursă și ești novat eu. Așa e nomblat, nu a fost acasă când am învățat în școală, în brlag, la o prietenă și deci veneți acolo și balul caliclui. Dar ce nu vinem acasă? Câte ori am adus la Andreana, fac poliția de acolo, fa? Ia spune, și nu spui asta. De câte ori mi-ai adus chiar? Și îți cat relasă, practic, cu Andreana și e trecut la cuvarta de a-mi jumbla spalii în cap. Câte ori vă văd lumea noaptea pe drum, când era noaptea la smenă? Noaptea pe drum. Dar cu unde erai? Eu noaptea acasă, era noaptea. La smenă, voi unde îmi las noaptea pe drum? Și eu v-am văzut odată. Și zic, ce-mi le fac pe drum? Dar nu mai primblăm o leac la aer curat, nu facem nebunii. Dar ce adaugi amuia de la Matal? Ce adaugi amuia? Cum și adaugi? Fac că nu ne-am la lucru noaptea. Vă primblați să mă am drum și ala. Ne-ați discutat cu Mizina după ce a fost găsită? Nu. Ați discutat cu ea? N-am discutat pentru că a spus că tu mie acum nu-mi mai trebuie, poți să pleci. Și mă la 12 din noapte a venit la mătușa mea. La țaca a venit atunci. Eu așa ei așa nu am spus, nu am nimic taxiul. Când ați ajuns acasă, apoi când ați venit cu taxiul. Și s-o dat jos de mașină, am sunt de aia faci jos ca acasă. Și spui mișiuni, fami. Eu spun mișiuni, nu eu spun, Mădălina mi-a spus asta. Tu ești plin mișiuni, ca și mă tot să-și caspeți, fami. Închideți gura, fami. Jos din taxi s-o dat și mă sui în taxi înapoi să mergi acasă. Și Mihaela era. Eu cred că situația e următoare, pentru că dacă legea nu a făcut nică, adică poliția, fata o de ce să fugă de acasă? Fugă. Așa îi place să-mi pali în cap. Că vezi cum ești indiferent, așa-și acasă. Ați vreau pentru mașină și ați ghinau undeva și-a îngropau și caut-o. Apoi așa-și mai blestemat acasă. Așa-și mai blestemat acasă. Te-am blestemat. Domnul Mihai, vreau să te rog să înțelegi un lucru. Copilul nu este mașină, nu este un unelte de la stroică. Copilul este om. Și dacă îi dai azi 100 de lei și îi dai un lichi, cum ai zis, socoate că suta aceea de lei, degeaba i-ai dat. A venit momentul să auzim mărturia minorei, dispariția căreia a fost pe larg mediatizată și distribuită de mii de internauți. După 4 zile de căutări, fata a fost descoperită vie și nevătămată, însă a refuzat să revină acasă. Colegii mei au discutat cu ea. Atenție la ecran. Când ai luat decizia că vrei să pleci, să fugi de acasă? Miercuri trecută. Te-ai gândit la asta de mult timp sau... Nu. Te-ai vrut să pleci la el sau că ai vrut să pleci de acasă? Nu vreau să plec de acasă. Nu vreau acasă.
tata m-a lungat și a spus că sunt de la casa de copii și nu am vrut. Am stat la o fată, el știa că am dormit acolo și am venit a doua zi acasă. Și eu am început să mă bat cu scutitoare de scutura cu vare și cu pumnii pe față. S-a pus pe mine și m-a nădușat. Și fratele l-a împins și m-a luat și m-a dus să mă spile. Mi-am schis telefonul să văd cine m-a sunat și soara m-a sunat și plânge. Și am spus să nu plânge, că eu sunt la prietenul meu. Și a spus că iubesc eu. Și am spus că l-a scos vin duminică. Și m-a venit și m-a luat. Dar de ce anume duminică? Nu vrem acasă, nu vrem toată să mă bată, iarăși. Iată, domnule Mihai, ați auzit-o pe fata dumneavoastră, nu ați vorbit cu ea, dar iată de ce ea nu vrea să vină acasă. Dacă sunt nebunii de atâși, mă fujigăm. Este trist să auzi un copil care spune că nu vrea să revină acasă la părintele lui. Probabil o să învățați dumneavoastră această lecție mai târziu, sunt sigură, pentru că sunteți un om înțelept. Fetele mele, cât m-au prietenit cu Varsa, a fost tot normal. Cum s-a început să prietenesc Varsa înapoi, s-a stricat complet și gata. Asta vreau să spun scurt și așa l-am murit. Când prietenie cu Olesa, tu știi ce? Iată cum șuiați și ne grăiești pe noi. Și amoi când începi să prietenești cu Varta și copil te-ai făcut tu, te-ai stricat tu singur, faci, nu mă... Fatal, sunt greșit să lăs cu fata ce să prietenesc cu Valeria, da. Pentru că e mi-e verișoară. Tata, eu avem nevoie de cineva. Așa, eu cu mata nu putem să vorbesc de toate. Eu avem nevoie de o fată, nu? Care să-i spun ceea ce am suflet. Eu știu că nu puteai de toate discuți, dar... Domnul, fiecare dată e interesant ce să vorbesc cu cineva. Copii, vorbește una, dar nu să nu mai sunt cele acolo. Domnul Mihai, da. Copiii în așa tip de familie, unde sunt foarte tare presați și emoțional și fizic, întotdeauna vor căuta cum să evadeze. Din păcate, în practica mea de terapeut, foarte des vin femei care s-au căsătorit devreme, extrem de devreme, doar din cauza că acasă era o atmosferă imposibil de rezistat. Desigur că cu timpul la maturizare aceste femei își dau seama că au făcut o greșeală, însă greșeala este deja târziu să o repare. Ceea ce vedem la fica dumneavoastră mai mică este dorința ei să scape din această atmosferă imposibil de rezistat. Și dumneavoastră trebuie să înțelegeți, chiar dacă v-a bătut tata acasă și i-a bătut și pe alții, acum sunt alte... Dați-mi voie să vorbesc, vă rog frumos. Mulțumesc. Acum sunt alte timpuri. Copiii dumneavoastră sunt într-o societate a secolului 21. Ei se mai uită și în jur și văd cum trăiesc alți copii. Ce viață au alți copii? Ce familie au alți copii? Ce atitudine au părinții față de alți copii? Și ei nu au parte de așa ceva. Și desigur vor căuta să se ducă la mătușa, să se ducă în altă parte, unde este o situație liniștită, unde nu vine tata și nu știi la ce să te aștepți. Să vă dați seama cum trăiesc acești copii într-o stare de anxietate permanentă, da? Și desigur asta lasă foarte mare amprente pe viitor, în viața lor de maturi, pentru că ei, așteptându-și tatăl de unde va veni el și în ce stare va veni el, ei nu știu la ce să se aștepte și în interior au o frică necontrolată care creează anxietate pe toată viața. Eu, din păcate, nu am acces la ochii fetei. Să știi că sunt extraordinari, este da, o fată foarte frumoasă. Da, profilul este foarte frumos, vreau să îți fac complimente chiar nevăzându-te și vreau să-ți urez pe tot parcursul vieții să ai parte doar de zâmbete și să știi că tu ai dreptate atunci când te pui în vorbă cu acel tată care trebuie să lucreze mult asupra lui ca să-și lucreze caracterul și să se schimbe, fiindcă trăiește într-o altă generație, într-un alt timp. Și problemele trebuie să rezolvate. Dacă nu sunt rezolvate, atunci dumneavoastră veți rămâne la bătrâneți singur. Ce a făcut sora ta că a meritat-o? Tu crezi că a meritat-o? Cred că da, fiindcă ea trebuia să facă ceea ce e corect. Chiar dacă tata nu este unul perfect și unul chiar așa, cum vă pare voi că trebuie să fie strălucitor sau astea, dar el e tot ca celălalt stați.
cea mai vastă selecție de haine stilate pentru întreaga familie. Tagaer Family este o rețea de magazine mari care îți oferă oportunitatea de a crea cu ușurință ținute moderne și confortabile pentru fiecare membru al familiei. Pentru copii, femei și bărbați, lenjerie intimă, haine pentru casă, blugi, cămăși, rochii, costume, pulovere, pantofi, genți, accesorii pentru toți. Avem tot de ce ai nevoie, articole de calitate de la mărci de top. Tagaer Family, universul stilului pentru întreaga familie. Povestiți-ne, vă rog, cum anume a dispărut fiica dumneavoastră? Da, cum a dispărut? Mi-a spus duminică că îți duci la o prietenă și eu i-am spus, bine, dacă te duci, du-te, dar seara la 8 și altă târziu 9 sunt și acasă. Trece de ora 9, sun, nu răspunde. Și tot sunător, telefonul închis, unii s-aș dus în altă și pe urmă am aflat. E venit mai pe la Scoreni, nu știu unde, pe la Strășeni. Foarte departe. Cum acolo la o prietenă au ajuns? Am aflat că dumneavoastră îi creșteți singur pe cei patru copii. Da, da. În 2008 soțul a decedat în un accident rutier grav și i-am rămas singur cu dânsii patru. Dumneavoastră le țineți strâns? Da, pe cum? Îi țin din scurt, din strâns. De atât mă strâng și când ai unas tu ochii mei și la telefon să-mi spun. După ce ai decedat soțul, vreau să ne iei copii, că o să ne iasă și greu cu patru copii. Că nu vă dau niciun copil. Cât de greu ne-i ieșit, dar nici unul nu vă dau. Eu puteți să-i sunt grămadă, nu vreau să-i împrăștă. Astăzi nu toți copiii locuiesc cu dumneavoastră. Da, că eu vă spun nici că o să trăiești, asta a doilea fiic, trăiești la o comnată de-a mea. Dar spuneți-mi, vă rog, acum și Mezina locuiește acolo cu mătușa? Da, dar e iar frică de mine, că nu au fost patru zile și de atâta. Eu stroghi cu dânsile și de atâta. Și ce puteți să-i faceți? Puteți să-i dau vădul, chiță, o crăș, să-i tai din multe lucruri să-i tai. După cum a spus dumneavoastră că-i frică să vii acasă, înseamnă că eu mă închipu și lichetii dați. Și ești tată și mamă și la lucru să te duci acasă, să aduci tăcelea. Asta e, Doamne ferește, pe suflet tău. Înțelegeți, nu-i copil, ia că eu tot am trei copilași, dar la mine copiii nu pleacă de acasă, nu știu din ce cauză. Dar el, spuneți, vă rog, că a găsit copilul ăsta, o cătat, s-a implicat poliția, s-a implicat voluntari. Întrebați-l, s-a implicat, el să caute copilul ăsta. Tu măcar vinești de și la noi, tu ești nivă dată să vezi nepoți și să vezi cum trăiesc. E scârba ta, n-a venit, nepoți, într-adevăr. Ce scârba mea? Și eu am murit, sau sora a murit. Știi ce îmi spune bărbat? Că m-am săturat dintre ținut două familii. El are drept. Tu nu trebuie să-mi fii copiii mei la tine, dar să-i trimiți acasă. Panci, din primăvară lucra două săptămâni. Și vara și doar cu mine și știți bani fac eu și câți bani am eu? Înțelegem că fata nu a dispărut, ea a fugit de acasă. Dar să vă spun din ce cauză înseamnă că a fugit. Înainte de asta au făcut tot niște pezaconii, nu a ascultat. Și eu m-am supărat până să șansă că dacă n-ai să mai ascult, să-ți dau la casa de copii. Și e s-o spărești de atât și-o fugit. Tu-ai bătut așa de tare, că și-o pierdut cunoștința. Nu s-o mai pierdut cunoștința. Ai bătut înainte să mă îndeasă. Foarte tare ai bătut-o. Am bătut-o, că nu a fost 3 zile acasă. Am bătut-o. Mă întreb de ce nu v-ați recăsătorit. S-o recăsătorit, doamna Natalia. Am fost cum? Pe o fetiță de 17 ani, a așteptat-o să împlinească majoratul și sori că... Că cum? Și m-am divorțat. Da, i s-a părut șagă cu 4 copii așa de ușor. Și o dat de greu și s-a dus. Nu pot. Dar mai am un copil cu dânsul. De ce refuzi să trăiești acasă cu tatăl tău? Nu mai vreau să stau acasă pentru că tata e violent cu noi. Vorbește cu cuvinte urâte, în fiecare zi e ceartă în casă, ne bate. Dar zi-mi, te rog, tatăl vostru bea? Pot să nu servească o lună, cam așa, dar când scapă în băutură, atunci e foarte grav. Bună reclamă, îi faci lui tatăl. Stăvâlești tatăl și îl strângi sub garduri, așa? Da, ce nu ți-a strâns niciodată sub garduri când eram mici? Cum a reacționat tatăl tău când s-a aflat că sora ta mai mică a dispărut? Tata nici măcar n-a încercat să o caute. Am plecat eu cu fratele meu să o căutăm pe la prietene ei. E știe cum mă simțăm eu și mă văz. Tu și născușești la tine. Eu nu născucesc la mine. Dar și faci tu, dar când vă trebuie bani, gata și de asta te splin, tată. Cum tată vă dă bani, îți păreți eu? Parcă sunteți să ne vedem cam. Pentru că ești obligat să te întreții. Sunt întreținut, dar tu ești obligat să mă asculți. Eu de-a ta mai gândit și te-am crescut, tu îți duci un scoală, ești un... Te chinuiesc, mai mult ne chinuie pe noi, de când ne-ai crescut. De ce nu șezi acasă? De ce nu stau, mă, trebuie să pui întrebarea asta. De ce nu stau copiii niciodată de la bine nu fug? Cât și-ai sună și vă scris mesajul?
și nu jează acasă ca adică eu n-am voie să vorbesc cu nimeni sau cu numai acasă sau ca într-o închisoare. Vreau să-l trebuiați tot la poliță să-i trebuie, duci să fac acasă, să facă nută, bani să stai. La viitor nu te gândi, stai leac. Eu îl dau tata la poliță, dar eu stai cu viitorul meu, viața mea înainte. Asta viața mea înainte, mai departe cu bătăi și jurător? Asta e viața ta, după cum, după cum îmi faci așa, așa să facă. Unde a fost găsită sora ta? A fost găsită în alt sat, la Strășei. Unde? La un băiat acasă, de 22 de ani. Ea mi-a spus că acolo îi simțea mai bine decât acasă. În această seară vorbim despre o adolescentă de 13 ani din Băcioi. Vestea despre dispariția fetei la începutul lunii septembrie a fost mediatizată pe larg și distribuită de mii de utilizatori ai internetului. După 4 zile de căutări, minora a fost descoperită, vie și nevătămată, la 50 de kilometri distanță de casa ei. Tatăl fetei se plânge că fiica sa a fost ademenită de prieteni și influențată să recurgă la un asemenea gest. Minora însă susține contrariul. Ea ne-a mărturisit că, de fapt, a fugit de acasă pentru că nu mai putea suporta bătăile tatălui. Una dintre surorile fetei îi susține mărturiile și afirmă că tatăl lor este neglijent și agresiv. Ce se întâmplă totuși în această familie? Cea de-a treia soră, cea mai mare din cei 4 copii, a venit și ea astăzi în platoul nostru. Ce ne va povesti ea? Aflăm imediat. Mihaela, te așteptăm aici. Bună seara! Bună seara! Așa, mă așteptam chiar unde te vei așeza. De fapt, știam că trebuie să alegi canapeaua tatălui tău pentru că ai venit cumva cu un mesaj de, hai să zic, de susținere și chiar vrei să-l aperi pe tata. E clar că au fost și momente de astea că certuri, dar totuși trebuia de procedată în mod normal, adică și corect. Pentru că tata să nu treacă la acea anumite cauze. Zi-mi, te rog, ce copil merită să fie bătut, iată, ca să rămână așa semn? Ce a făcut sora ta că a meritat-o? Tu crezi că a meritat-o? Pe de parte, din spusul meu, cred că da, fiindcă ea trebuia să facă ceea ce e corect. Dar ce a făcut, știi? Pentru ce a luat această bătaie? Ea, când pleca de acasă, trebuia să fie mai concret în toate acestea, să spunem mai precis unde se duce, și cât va sta, și cât va dura toată asta ea. Ea afirmă că i-a spus foarte clar tatălui. Da, eu cred că nu a spus chiar, nu a fost mai concret în tot ceea ce a spus ea. Fiindcă fiecare dată când pleca de acasă, ea spune că se duce ba la o colegă de clasă, ba la o prietenă, dar trebuia să spună totul astea. Ea toate astea le împărtășea cu prieteni mai mult secretele și cu colegii de clasă. Asta eu nu știu, tata nu știa de asta nimic, eu tot la fel nu știam. Fiecare dată când întrebam, îi dădeam multe întrebări și să fiu mai discretă în tot ceea ce vreau să aflu eu și tata, ea nu spunea totul. Eu înțeleg că are și anumite ei opțiuni în toate astea, dar trebuia să spună mai clar toate acestea. Dar să-ți rog, atunci când sora ta ți se destăinuia, probabil s-a întâmplat, după asta afla și tata? Tu ești deschisă cu tata, probabil ești cea mai apropiată. Da, eu cu tata sunt deschisă, dar toate secretele totuși mie nu mi se spunea, doar cât astea... Permite-mi să ghicesc, nu ești foarte apropiată cu sora ta mai mică, nu vorbesc de această soră, de cealaltă. Cu Madalina nu, pentru că ea până clasa 4, spun așa, ani, a fost alt copil, știa mai multe, adică din ce... Pentru că era copil. Da, era copil și... Și după clasa 4, preferea mai multe început, să spună, să vorbească, să comunice mai multe, adică să... Și să... Tu câte bătăi ai luat de la tata? Te-a bătut și pe tine cu scuturătoarea de cuvoare? A fost și eu bătut, nu zic nu a fost, dar asta eu nu regret, pentru că... Asta e și învățare de minte și o lecție. Mă sperii. Mă nu zic că atunci când o să ai copii, o să-i educi tot asta așa. Asta nu. Eu în așa eroare nu o să-i duc, chiar dacă să am. Și atunci de ce crezi că tu ai meritat-o? Pentru că... Cred că trebuie așa să fie, pentru că nici eu n-am fost mai sfânt, cum s-ar spune vorba. Și... Eu cred că un copil cu minte bătaie nu mănânc glănic. Eu asta cred. Dar dacă am cad bătaie, înseamnă ceva au făcut și gata. Nu am fost sfânt și vdruc, gata, am spune scutrătoare să-și mai fost de acolo. Nici cu sora asta nu ești apropiată? Ce crezi despre faptul că s-a mutat la mătușa ei? Sincer. O acuz? O condamn? Eu nu acuz cu ceva mai, zic așa, ea.
Iar la mămătușa s-a mutat, eu înțeleg de ce. Pentru că ea avea nevoie de comunicație parte feminină, adică mai matură ca mine. Că în cazul dat, eu cât timp cu tata am... Adică i-am educat, i-am în felul nostru, cum am putut noi, sper că n-a fost îndeajuns, pentru că eu, fiind și eu copilă, eu nu am putut să dau acele lecții de viață care trebuiau. Cu siguranță? De... Da. Cu siguranță, și... tu nu ești un matur ca să-i duci copiii. E clar lucru. Tu la rândul tău erai copil. Deci ea stătea mai mult la mătușa, pentru că ea adică învăța multe lucruri interesante, adică și... Știa... Da, și bune, știa să ia, adică, ceva bun exemplu. Am impresia că tu ești mediatoarea în familie. Tu încerci să-i aduni pe toți, te împaci cu toată lumea. Da. Și cu mătușa te împaci? Da, mă împac. Este un rol extrem de dificil. Nu știu, eu te compătimesc că ți-ai asumat acest rol de mediator în orice domeniu. Este foarte complicat, dar mai ales să împaci o familie. Cred că este o misiune imposibilă, cum s-ar zice. Da, eu îți doresc mult succes. Mulțumesc. Și în continuare, să încerci cumva să-i apropii în jurul tău și în jurul tatălui. Chiar dacă tata nu este unul perfect și unul chiar așa, cum vă pare voi că trebuie să fie strălucitor sau astea, dar el e tot ca celălalt stați. Adică nu e nici mai perfect, nici mai... Trebuie să înțelegi în mod normal și de... Dar tu recunoști că tatăl tău are probleme? Da, recunosc. Orică problemele lui sunt oarecare. Și tu cum încerci să-l liniștești dacă îl vezi că, uite, se aprinde? Că încerc eu cu greu am putut să-l calmez aici. Cu binișor încerc să-l iau. Adică... Familia voastră acum se confruntă cu niște probleme. Da. Copiii de acasă nu fug pur și simplu. De la mulți ani, și întotdeauna problema sunt părinții sau, de fapt, neînțelegerea. Da, înțelegerea în familie. Sau nedorința părinților de a-și înțelege copiii. Spuneam mai devreme că e la un pas sora ta mai mică să facă o prostie foarte mare. Acolo unde a fost găsită, cu cine a fost găsită, să aibă un prieten atât de matur. Dacă tot tu ești cumva intrat în rolul mamei lor, trebuie să înțelegi aceste lucruri. Și atunci vreau să te întreb dacă te-ai gândit și la o soluție. Cum crezi că puteți ieși din acest impas? Mă refer la toată familia voastră. Este atât, depinde de dânsle. Depinde de matale, nu numai de noi. Domnule Mihai, dacă și tu normal și eu și normal, dar dacă ești mă scos tu prin dimineață, ca nici mai chios turbeț. Tu nu ai crescut singur patru copii, 10 ani să-ți crești patru copii. Doamne, când ai crești patru copii, atunci spui întrebarea, ce turi? Mai ne-ai crescut. Da. Cum ne-ai crescut? Stăteam să mărim de foame? Da, așa ne-ai crescut. Foame. Când ne-ai murit foame, s-a întâmplat poate vădată. Dar nu se pus întrebare, greu să crești patru copii. Când ne-ai crescut de atât, ia scrie și atunci îți spui întrebarea ta, dar cu treptare. Deși te-am gândit și ei când îți cumpărai. Nu-i urați astfel de lucruri. Eu nu-i urez, dar i-ați crescut. Eu nu-i urez. Și bine, sănătoasă. Doamne, ferește, să rămână ea în situația dumneavoastră să crească ea singură. Nu dă Doamne să ajungă. Nu dă Doamne, da. Să sperăm că copiii dumneavoastră o să fie fericiți și o să aibă familii fericite și pline. Mihail, ce crezi că se poate de făcut? Mi-aș dori tare mult să schimb situația. Tot acest timp cât în care noi am dus toate acestea și au fost între noi certuri, bătăi și tot așa mai departe, totuși asta nu cum. E și vina tatălui, poate, că dar e și vina surorii pentru că amile, că totuși trebuie să de găsit o limbă comun și trebuie de înțeles și tata. Și tata se înțeleagă pe ei, pe ele două. Eu tot timpul le-am înțeles perfect. Adică și tot timpul le-am dat de înțeles în tot ce îmi spuneau ele. Poate că e clar că toate secretele nu împărtășeau cu mine, dar niciodată n-am ținut ură pe ele. Tot timpul a fost alături, le-am ajutat cu ce am putut. Cu câteva ore înainte ca eroii noștri să intre în platou, noi le-am organizat o discuție cu psihologa Zinaida Gribincea. Acum experta noastră va intra în platou și ne va expune concluziile ei privind șansele acestei familii pentru reîmpăcare și o viață liniștită. Să întâmpinăm! Bună seara, Zinaida! Bună seara! Eu, în primul rând, vreau să te întreb ce ai reușit să remarci la eroii noștri în urma acestei întâlniri?
Da, am avut azi ocazia să comunic cu majoritatea membrilor familiei domnului Mihai și cu domnul Mihai respectiv. Și vreau să vă zic că am niște sentimente contradictorii ca om, dar ca specialist îmi este clar tabloul a ceea ce se petrece în familia lor. În primul rând, vreau să vă zic că nimeni nu-i pregătit ca să fie părinte. Deci, absolut nimeni. Nimeni nu-i pregătit, cu atât mai mult, să devină un părinte singur, care are la educație 4 copii. Deci, până aici, cred că fiecare dintre noi este solidar cumva și empatic și înțelege situația care este în familia respectivă. Pe mine altceva m-a deranjat. Am atras atenție la un lucru, că atunci când un copil decide să plece de acasă, ori fenomenul ăsta, fuga de acasă, întotdeauna are o justificare. În cazul dat, copiii, în loc să simtă căldura dublă a tatălui, pentru că ei și-au pierdut mama, dar era un părinte care trebuia să suplinească și rolul de mamă. Deci ei n-au beneficiat de acest suport. Pur și simplu n-au beneficiat. Și atunci, fetița mai mică, fiind cea care mai sensibilă în ceea ce privește atașamentul tată-copil, deci a decis să plece de acasă. Niciun copil nu fuge fără motiv de acasă. Deci eu cred în intențiile bune a domnului Mihai că a încercat să le ofere totul copiilor. Totuși nu este un bărbat care i-a neglijat în totalitate. Deci a muncit, le-a oferit ceea ce au ei nevoie, însă nu le-a oferit dragoste, afecțiune și atașament. Ceea ce în mod normal trebuia să obțină copiii și din partea mamei. În ceea ce privește mătușa, eu consider că ea se implică într-adevăr, pentru că este vorba de copiii surorii. Deci întotdeauna există un atașament față de ei și o înțelegere oarecare mai deosebită. De ce copiii s-au divizat acum? Pentru că, pe de o parte, tata are intenții bune, dar neclare, mătușa are intenții bune și clare, însă copiii percep lucrul ăsta diferit. Atunci când, deci ei sunt doi factori educaționali pentru copii, da? Și mătușa și tata. Dar atunci când există confuzie în ceea ce privește metodele de educare, copiii aleg varianta mai bună. Deci nu mai așteaptă ca tata să înțeleagă niște lucruri, dar ei pur și simplu se duc la mătușă, acolo unde este liniște, unde este mâncare, pentru că am înțeles că și lucrul ăsta nu întotdeauna este pe masa familiei domnului Mihai. Și nu-i condamn pentru asta, dar probabil la începutul văduviei, atunci când tata a rămas singur, trebuia să le sugereze copiilor că de azi am rămas noi, 5, și de noi depinde starea noastră și materială, și psihică, și emoțională. Adică noi toți trebuie să lucrăm la bunăstarea familiei noastre. Lucrul ăsta s-a scăpat din vedere, iar acum, cred că dacă va beneficia domnul Mihai, și eu tare sugerez lucrul ăsta, de consiliere psihologică, să învețe totuși în final că a fi părinte nu înseamnă a certa copilul și a impune restricții, dar a asculta, deci a-i da sfaturi, recomandări, a-l ține aproape, într-un cuvânt. Și dacă, eu cred că dacă în final decide să facă lucrul ăsta, câte ceva poate fi rezolvat în această familie. Domnule Mihail, știu că sunteți departe de tot ce înseamnă psihologie, da, specialiști în acest domeniu. Dar dacă vi s-ar oferi niște ședințe cu un psiholog care să vă ajute să găsiți această împăcare în familie și legătura cu fetele dumneavoastră, ați accepta? Aș accepta, care problemă. Cu doamna Zinaida ați discutat, cum vi s-a părut? Bine. Ați găsit limbă comună, da? Așa, eu, după gesturile domnului Mihai, mi-am dat seama că atunci când, totuși, în societatea noastră se vehiculează cu termenul psiholog, oamenii imediat se gândesc să mă duc sau să nu mă duc, pentru că este vorba de o boală mentală, psihică. Vă asigur că nu sunteți bolnav psihic, doar aveți o doză mai mare de agresivitate și frustrări care trebuie înlăturate ca să fiți un bun părinte.
și eu chiar sunt dispusă să lucrez cu familia respectivă, atât cu tata, cât și cu copiii. Deci doar ca să situația lor să devină mai bună totuși. Pentru că nu este nimic pierdut, vă zic. Deci toată violența asta pe care ați aplicat-o asupra copiilor, de fapt era rezultatul a ceea ce simțiți dumneavoastră în interior. De asta ei nu trebuie să fie vinovați de ceea ce trăiți dumneavoastră ca persoană. Haideți să o întrebăm și pe cea mai tânără dintre eroinele noastre, dacă ea ar accepta să meargă la ședințele tale, Zinaida, și să se împace cu tata. Aș accepta, dar oricum nu vreau să mă întorc acasă, pentru că eu îl cunosc pe tata foarte bine. Și el acum poate că n-a să mă mai bată, dar oricum asta. Așa este, nu poți să recapiți încredere în avans, dar eu sunt convinsă că după acele ședințe cu expertul nostru, psihologa Zinaida Gribincea, o să-ți schimbi foarte mult părerea și nu este exclus că o să vrei să revii acasă la un alt fel de tată. Te dat că nu avem bani, cum e celul sort, dar tot să-l înțelegi toată, că mai e greu. Nu ați ceva să iei, dar mai e gata să schimbați părerile, da? Mihaela, este o poziție foarte responsabilă, cea pe care o ai tu. Și este foarte greu ceea ce faci tu, pentru că inimioara ta se rupe în fiecare bucățică din membrii familiei tale și bate pentru ei și tu toate loviturile cumva le treci prin tine. Vreau să o rog pe mătușa care stă pe această canapea, fiind o femeie cu experiență, o mamă bună, să fie mamă pentru tine, pentru că ai și tu nevoie de o mamă, fiind în rol de mamă pentru frățiorii tăi. Și să ai o viață foarte, foarte fericită, îți dorești, și nu lăsa... Nu lăsa accentele sorții care s-au pus pe viețile voastre să aibă rezultat pe viitor. Domnul Mihai, chiar solidarizez cu colega și chiar mă bucur că zâmbiți și sunteți motivați să vă duceți în terapie. Eu vă țin pumnii, cu siguranță o să vi se primească. Fiți ascultători și deschideți urechile și inima și o să fiți fericit, o să învățați foarte multe lucruri, nu doar în relație cu copiii, dar și în relație cu propria persoană și în relație cu alții. Ca sugestii, ce vreau eu să vă spun? Dar vreau să mă auziți. Încetați să le spuneți copiilor că eu v-am crescut, eu am făcut asta, voi sunteți patru, copiii ăștia nu s-au rugat să vină în viața dumneavoastră. Cu soția ați ales să faceți patru copii, da? Și ei nu au nicio vină, ei nu sunt vinoveți. Cu siguranță că le este mai bine așa cum este decât să fi fost într-un azil pentru copii sau într-o casă de stat pentru copii. Ar fi fost mai greu pentru ei, ei nu au de unde să știe asta. Dar dumneavoastră oferiți-le dragoste și nu le reproșați mereu că eu vă cresc, voi sunteți patru și mie mi-e foarte greu. Ei nu au ales asta, nu este dorința lor. Și doamna Valentina, mult succes, aveți o inimă mare, în cap toți în ea, așa să fie și mai departe și multă forță vă doresc. Părinții educ copiii și copiii, la rândul lor, educ părinții. Pe parcursul vieții, fiica mea mi-a dat multe lecții de educație, dar acum nepoță chiar mă educă. Sincer vă zic, chiar mă educă, dar știi, Mihai, de ce? Am timp acum mult și pot să-i ascult. Uite, cheamă-ți fetele la masă și ascultă-le pe toate. Și uite ce-a fost ieri, și începi și o să fie mâine. Și crede-mă că ai ținut dinainte. Eu asta și vreau, dar nu vor să mă înțeleagă ea că care-i treaba. Domnul Mihai, eu vreau să vă doresc așa, cum v-am văzut acum că ați zâmbit. Sunteți tari, drăguți, un bărbat foarte simpatic când zâmbiți. Și de asta vă doresc ca în fiecare dimineață, vă sculați precis că aveți în baie oglindă, vă uitați la dumneavoastră în oglindă și zâmbiți și gândiți-vă, eu sunt un tată bun, eu sunt un om bun, eu să vorbesc cu fetele mele respectuos și gândiți-vă că la așa un lucru. Când stai, e ca așa, tare mult timp n-ai să poți stai pe deștile în față. Adică copiii voștri sunt tare, tare educați, asta se vede după, se aude după voce și
văzând și fata mai mare, de asta aveți multă răbdare, pozitivism și doamna Zinaida cu siguranță vă va ajuta. Și zâmbetul înfrumusețează omul. Mulțumim mult! Astăruit! Domnule Mihai, noi credem în dumneavoastră. Sunteți un tată foarte bun. M-ați convins pe mine personal. Aici încheiem liniște și pace să aveți. Și pe cei dragi, mereu alături.